Bună ziua, bine ați revenit pe canalul Spiro Podcast. Astăzi continuăm seria de mini-episoade cu activitățile extrașcolare și vom discuta cu cei de la Clubul de Șah, mai exact cu Andra și Irina. Da, bună! Bună! Păi să începem episodul. Întâi o să vreau să punem câteva întrebări mai generale despre șah. Da. Cum credeți că poate fi influențat un copil sau un adolescent care joacă mai des șah? Vrei să zici tu? Okay. Un adolescent mi se pare că este foarte important să își dezvolte gândirea în spațiu și la geometrie și așa, am folosit vederea asta în spațiu și gândești foarte mult în viitor, cum, dacă aș putea să spun așa, știi, trebuie să gândești, trebuie să fii atent la toate mișcările adversarului și asta e super important, știi? Să încerci să gândești nu numai din perspectiva ta și ce ai tu de făcut și ce vrei tu, dar și ce vrea el să facă, știi? Că nu este un joc în care te joci singur, te joci cu un adversar care și el vrea să câștige pe cât vrei tu. Și trebuie să vezi și să înțelegi care e planul lui. Uh-huh. Îți dezvoltă și gândirea critică, pentru că dacă rămâi în pană de idei, dar ceasul continuă, da, multe partide se joacă pe timp, pentru că pot dura ore întregi, trebuie neapărat să faci ceva, n-ai cum doar să stai și să privești, trebuie să iei o decizie pe loc. Da. Ok. Da. Păi și atunci, spuneți-mi cam cum vi se pare vouă șahul în Spiru? Cam cum se organizează activitățile? La noi la club, cum am făcut până acum. Noi ne vedem de două ori pe săptămână și la început, am început când eram în carantină încă. Da, da, și făceam pe online, pe Discord. Da. Și vă descurcați? Da, sincer, cred că era mult mai, adică nu mult mai bine, era mai bine pe mai Discord. Da, pentru că intram fiecare pe, adică dacă tu ești începător, de exemplu, intrai în camera de începători, unde se vorbeau chestii de începători, știi? Sunt super începător. Ok, și super începătorii au ce face la noi la Spirux. Și acum noi facem la noi în clasă, la sala laboratorului de chimie, la 11D, și vorbim în mai multe domenii, gen și începător și intermediar, pentru că nu prea ai cum să zici, păi, cumva pe mai multe nivele. Da, exact, da. Poți să lucrezi mult mai ușor pe tablă online, pentru că poți să dai piesa înapoi. Mă rog, și în viața reală poți, dar e mai facil așa, știi? Da. Doar că după eu, de exemplu, nu știu, Andra probabil că nu, am învățat mai mult pe online și sunt obișnuită cu tabla asta online și când încep pe tabla fizică e mult mai greu să înțelegi și să vezi, pentru că tu ești obișnuit altfel, știi? Uh-huh. La mine e fix invers, că da, am învățat pe tabla fizică și acum când am tabla online, nu știu, îmi pot să ating piesele și e mai greu. Da. Și ca mentor, ați avut o profesoară, un profesor sau voi între voi v-ați învățat de elevii? Este toată dragă. Da, ea e mai la ne coordonează, dar da, noi ținem cursurile, adică la început chiar aveam niște puzzle-uri, lecții pregătite, da, punem și pe classroom anumite materiale. Practic e ceva destul de lejer, nu este ca la un curs neapărat să vină un profesor să predea. Și înveți foarte mult jucând cu alți jucători mai experimentați ca tine, pentru că îți explică, știi, și îți explică gândirea lor și de ce au făcut chestia asta și ce vor să realizeze și ce ai putea să faci tu și e mult mai ușor când poți să vorbești cu adversarul decât când încerci să-l bați. Așa e. Da. Și, nu știu, voi, de exemplu, ce apreciați cel mai mult la șah în cadrul activităților din liceu, la Spirux? Spirux, nu? Așa? Da, Spirux, da. Spirux. De la ce vine numele? Eu venisem cu numele magnific, Spiriștii Șahiștii, dar colegilor mei nu le-a plăcut și am zis, băi, trebuie să fii mai up to speed cu moda și așa. Uh-huh. Rook în engleză înseamnă turn și Spirux de la Spirux și uh-huh, and stuff. Da, așa. Care era întrebarea? Ce? Vă întrebasem ce vi se pare foarte interesant la modul general despre clubul vostru. Ce ar putea atrage cumva un elev să vină în mod special? Păi faptul că nimeni nu critică pe nimeni sau da, dacă cineva nu înțelege o anumită mutare, nu înțelege planul din spatele acelei mutări, nu este nicio problemă, stăm și explicăm,
toată lumea poate să vină cu idei, nu există sugestii proaste, sugestii bune, le discutăm pe toate și da, le explicăm. Asta v-am zis că poți să zici și ceva ce nu ar funcționa și o să explicăm de ce. La noi, la, adică eu pot să zic că sunt la un nivel intermediar și sunt mulți copii care sunt mai buni ca mine, dar niciodată nu m-am simțit inferioară lor. Asta mi se pare cel mai important. Și când înveți orice, să poți să vorbești cu profesorul tău sau, știi, asta mi se pare cel mai important, ca să-ți explici mai bine și ca să nu te simți în inferioritate, că dacă te simți așa, nu o să pui întrebări sau o să te simți self. Elementul e comunicarea. Da. Asta e foarte tare. Și ați participat la competiții cu șahul? Eu nu. Eu am participat la diferite campionate școlare sau organizate de alte cluburi de șah în București și în țară. Se organizează și în țară? Da, campionatele școlare, de exemplu Elisabeta Polihroniade, e un fel de olimpiadă a șahului și sunt mai multe etape pe sector, pe municipiu și după aceea la faza națională se ține într-o anumită localitate. Și cam care ar fi atmosfera de acolo? Păi, pot să zic că este un grad mult mai ridicat de dificultate, pentru că partidele sunt mult mai lungi, fiecare are pe ceas câte 2 ore și atmosfera este destul de relaxantă, adică nu pot să zic că cineva ar veni să-mi spună că, nu știu, nu fac o notare bună sau ceva de genul și am timp, am mai mult timp să analizez partidele. O amintire din cadrul acestui club pe care ați avut-o, nu știu, lucrând sau mergând la anumite concursuri? Clubul nostru sau când mergea ea la campionate? Sunt separate cluburile voastre sau? Nu, zic că în cadrul clubului când am văzut noi cu colegii noștri sau când a fost ea la campionate? Bă, hai și. Și. Ia, începe. Băi, din cadrul clubului nostru a fost când am avut prima noastră întâlnire face-to-face în parc și atunci chiar am venit cu multă lume și a fost foarte distractiv. Da, ne-am întâlnit în parcul Mogheroș, nu? Mm-hmm, da. Da, a fost foarte drăguț. Era toamnă, dar era așa. Avem și câteva poze, avem pe Instagram, pe spirux.cc, nu? Da, și a fost foarte drăguț, atmosfera era... A fost frumos pentru că noi ne știam, practic, dar nu ne mai văzusem niciodată și a fost interesant să... Era prima oară când vedeam, mă rog, când ne jucam noi între noi pe o tablă fizică, știi? Și asta a fost cel mai interesant. Pentru mine au fost și... au fost orele din jurul Crăciunului, pentru că eram tot așa relaxat, nu mai aveam teze și teste și eram relaxat și, nu știu, era... am făcut atunci, făceam la ei în clasă la 10D. Și era bradul pus, mă rog, și de acolo avem poze super drăguțe și așa, pur și simplu, atmosfera, că am ajuns să ne cunoaștem și suntem prieteni acum, putem să spunem că, adică vorbim și în afara orelor, nu doar la cursuri. Da. Și ziceai în cadrul competițiilor, ai simțit vreodată ceva, nu știu, mai ales când v-ați dus în alte localități? Păi, cred că a fost acel spirit de echipă. Noi, la campionatele naționale, participam cu echipa școlii și țin minte un moment, eram într-o după-amiază, adunați toți în jurul unei mese și unei table de șah și ne analizam partidele, ne dădeam sfaturi, sugestii și era chiar foarte interesant cum interacționam între noi. Super! Păi, ce să vă mai întreb? Te întreb eu pe tine. Okay. Te-ar interesa, adică ți se pare că am făcut aici o prezentare bună, ai venit la noi la club? Eu zic că da. Mai ales dacă reușești să-ți găsești timp. Pentru că, na, unii oameni sunt eventual ocupați, dar cred că ar merita pentru orice elev, mai ales spirist fiind, să-ți iei un an pentru a participa și la clubul de șah. Da. Adică, într-adevăr, mi-ați dat argumente foarte bune cu gândirea critică, mai ales eu fiind pe profil Mateinfo, chiar ai nevoie de așa ceva. Da. Și, nu știu, mi se pare foarte interesantă oricum și ideea jocului, însă eu, nefiind foarte bun și dacă dau de adversari bune, automat pierd și, na, când pierzi, parcă nu ai aceeași satisfacție. Da. Mi-aduc aminte la început, când eu am început să joc destul de curând, am crescut super mult
logic, am început de la intermediar, de la începător. Uh-huh. Nu știam să mă joc, adică eram începător, ca orice începător, nu știam să mă joc foarte bine, știam cum se mută piesele, dar am crescut foarte mult în foarte puțin timp, pentru că mă jucam constant. Doar că, de exemplu, pe chess.com, care e principala aplicație pe care mă jucam eu când eram în carantină, am început de la ILO de 800, cred că nu așa se începe. Da, de la 800. Și, logică, ei te paired up, nu știu cum e unul, mă rog, cu alți jucători tot de 800. Dar eu nu aveam cum să fiu de 800 pentru, fiind începătoare, știi? Și cred că primele 30 de jocuri le-am pierdut, am ajuns de la 800 la 400 într-o săptămână, știi? Dar după aia, după ce treci de pragul ăsta inițial, o să fii în continuă creștere. Mereu am crescut și mereu am învățat de la fiecare joc, știi? Asta e cel mai important, să îți analizezi jocul după ce ai jucat, să vezi greșelile. Deci, la început, da, ai dreptate, o să pierzi cu toți, oricine te-ai jucat, dar după o să începi să crești și în valoare. Și o să fie foarte interesant când o să câștigi, o să te simți extraordinar. Eu, sincer, de asta îmi place să mă joc șah, când este foarte palpitant așa și când câștigi, e cel mai frumos sentiment, mai ales la mustață, când câștigi la mustață. Și cam cât durează o partidă de șah? Mie îmi pare să mă joc rapid, adică 10 minute eu, 10 minute tu, deci 20 minute, dar nu mereu ține atâta, depinde, dacă îți dau șahmat mai devreme, se încheie partida, știi? Dacă am văzut meciul unde dacă faci efectiv 5-6 mutări, se poate da șahmat, adică eu credeam că trebuie să avansezi mult în joc, dar aparent se poate și mai repede să se termine. Depinde ce fel de jucător ești, dacă ești puțin mai agresiv și iei piesele și așa, se termină foarte repede, în 10 mutări, știu că ai avut și datorii mai mult pe defensivă, nu e mai mult pe defensivă. La aia durează mai 10 minute, un sfert, doar așa. Eu sunt puțin mai agresivă și la mine durează mai puțin partidele. Da. Mai ce am adăugat, Andra? Eu am jucat și partide mai lungi, 2 ore eu, 2 ore adversarul. 4 ore și nu v-ați plictisit? La un moment dat, da, eram la un concurs și începeam să mă plimb și să mă uit la alte partide și era totuși destul de lejer, că nu era presiunea aceea a timpului, dar la un moment dat te deconcentrai și trebuia să iei de la zero. Practic. Cred că e complicat, nu? Să efectiv să te gândești la aceeași chestie 2 ore. Îmi doare capul, pe mine mă durea capul. Dacă, adică nu neapărat plictiseală, că mai ales dacă vă place, cred că v-ați putea juca și 5-6 ore în continuu, dar de asta mă gândeam cu oboseala, nu cumva, dar ai zis că nu era presiune, așa că... Da. Oricum, noi jucăm la mici copii, eu știu, sunt mulți care joacă zile, nu? Parcă erau campionate care efectiv joci mai mult și joci câte 6-10 ore și... Îți dai seama să te oftici, să pierzi dacă atunci, gen, joci 10 ore în continuu și pe aia să pierzi. Da, clar. Dar experiența contează la final. Corect, și după poate dai de adversari pe care poți să-i învingi. Da, sigur. Și uite, o să vă pun o întrebare care s-ar putea să vi se pare interesantă. Voi ați considera șahul un sport sau nu? Și dacă da, de ce? Sincer, da, pentru că nu este neapărat un efort fizic, este unul intelectual, dar sunt anumite partide care chiar necesită foarte multă concentrare, multă atenție, mult spirit de observație și toate astea combinate cu stresul, mai ales că rămâi fără timp sau cu oboseala, necesită un anumit efort. Eu aș spune că depinde ce fel de persoană ești, îl poți considera joc dacă... față de sport, știi? Le poți considera joc dacă nu ești chiar așa implicat, o să spune, știi? Dacă te joci doar ca să treacă timpul sau așa, sport e atunci când te interesează și vrei să faci ceva profesional. Așa este. Da, așa mi se pare, pentru că și până la și basketul, dacă te joci doar așa în pauză, cine te faci dribbling, nu pot să spun că e de mai sport, e o joacă. Corect. Și dacă mai aveți, uite că ai venit cu inițiative bune de întrebări. Da. Sincer, nu, dacă vă așteptăm pe toți cei care sunt prezenți acum. Vă așteptăm să veniți la noi. La început au venit super mulți, nu? Erau 40 de copii. 40? 40, da. Chiar s-au înscris și pe Discord. Tocmai asta spusesem la început, că mi se pare mai bine pe online, că nu mai pierzi... timpul, adică nu toată lumea termină orarul la același, în același timp
Și noi îl făceam seara pe la 6 și când erai acasă, de obicei. Și putea lumea să fie prezentă mai mult timp sau fără transport și așa, știi? Și... nu mai știu. Îți spuneam că erau 40 de elevi. Acum au mai scăzut pentru că au venit și testele peste noi începând semestrul al doilea. Dar sperăm să veniți în număr cât mai mare, pentru că avem și acolo în backstage două eleve care au venit la noi la așa, cum spune că de mișto este mâin. Da, din cap ne pot. Da, și asta v-am să vă spun, să veniți, că ne-ar face plăcere să vă integrăm în comunitate. Așa, gata, continuăm. Păi, mulțumim că ne-ați urmărit și vă așteptăm la Clubul de Șac, dar și la alte activități extrașcolare pe care le vom prezenta și în episoadele viitoare. Revedere! Pa! Pa!